Cel pe care îl vedeți se numește Marin Dinu, are 70 de ani și este din Pitești. În anul 2011, după ce a vândut un teren, i-a dat unui prieten 60.000 de lei pe încredere, fără a fi încheiat vreun act. Suma urmând a fi înapoiată în câteva luni. Nu s-a întâmplat așa, iar omul a început să-și ceară banii înapoi. Am avut mare încredere în acest băiat. L-am considerat prieten, dar m-am înșelat. Câți bani i-ați dat? I-am dat 60.000 de roni sau 6 milioane vechi la vremea aia. În 2011. Și el trebuia să fie dat înapoi când? În 4-5 luni. 4-5 luni. Și după 5-6 luni, când ne-am cerut banii și asta, a venit cu un băiat care a spus, zice, Nadine, de la ăsta să iei banii, zice că eu lui i-am dat. Omul a declarat și la poliție și personal că el nu avea cum să spună altfel. Nu m-a cunoscut în viața lui, nu l-am cunoscut. L-am făcut plângere la parchetul după lângă județul Argeș sau cum îi spune și dânsii mi-a dat spre anchetă la poliție la secția 1. Acolo am fost... Am depus o declarație cum s-a întâmplat eu. Timp de 4 ani s-a tot rugat de cel împrumutat, un bărbat cu stare din Pitești, să-i dea banii înapoi. În 2015 a făcut plângeri, iar atât poliția cât și parchetul au făcut anchete. Dar, incredibil, cazul a fost clasat, deși împrumutatul, conform rapoartelor poliției, a recunoscut că a luat banii. Cu prilejul audierii, numitul recunoaște că a împrumutat de la partea vătămată suma de 60.000 de lei. Se constată că împrumutul de bani în baza unui raport bilateral, că fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz de încredere, întrucât banii nu intră în categoria de bun mobil, iar nerestituirea unui împrumut dat printr-o convenție verbală nu poate fi reținută ca faptă de înșelăciune. Acum bătrânul este disperat. De 4 zile a intrat în greva foamei și stă în fața casei celui împrumutat, un imobil impozant aflat la kilometrul 0 al Piteștului. Nu a mâncat, nu a băut, deși gestul îl distruge. Are diabet și cancer. Spune că aceasta este noua metodă accidentul. Iei bani fără acte de la prieteni și nu-i mai dai înapoi. Cam cu asta se ocupa. Adică cu ce se ocupa? Că acțiunea asta, împrumutul, pe la ăla, pe încredere, care, și mai ales la oamenii în vârstă. Marin Dinu nu este singurul în această situație. La fel ca el, alt bătrân din Curtea de Argeș a dat bani pe încredere și nu i-a mai văzut înapoi. I-am dat 30.000 de euro împrumut, am primit înapoi 5.000 de euro, eu i-am dat banii fără chitanță în prima fază și după aproximativ 3 ani de zile n-a vrut să meargă cu mine în notariat să facem chitanță, că tot l-am forțat, hai să facem chitanță pe bani, că el zicea că îmi dă, dar nu-mi dădea niciodată. Plângere penală i-a făcut să-mi restituie banii. Dar s-a soluționat dosarul? Dosarul nu s-a soluționat nici acum. Deși nici acesta nu are acte pentru banii dați, merge în instanță, unde speră să-și recupereze banii. Am stat de vorbă la telefon și cu cel acuzat, dar a refuzat să apară în fața camerei. În virtutea relațiilor de prietenie, astfel de cazuri sunt multe. Poliția trage un semnal de alarmă. Când alegeți să primiți sau să împrumutați bani, alegeți să faceți acest lucru materializând această tranzacție printr-un act oficial încheiat la un notar. Este recomandabil ca orice tranzacție de împrumut de bani să fie făcută de la instituții specializate și nu de la persoane fizice. Bărbatul din Pitești spune că va rămâne în greva foamei în fața casei celui pe care l-a împrumutat până în ultima zi a vieții sale dacă nu-și va primi banii înapoi. Și-a setat pe telefonul mobil numărul 112. Asta în cazul în care, spune el, va cădea din picioare.